avut o scară nevis. Foarte lungă, foarte înaltă, până sus în paradis. Pe ei trepte luminate coborau spre ele mereu. Ce te bine cuvântate îngerii lui Dumnezeu. De deasupra era Domnul, iar pe scară cobora. Mii de îngeri în lumină, înspre Iacovi venea. Căci deasupra scării pline, ca un veșnic curcube, a văzut în vis băiatul pe ale nostru Dumnezeu. Doamne, ce minune mare, ce ținut înfricoșat, tânărul din somnul dulce s-a trezit și s-a mirat. De deasupra era Domnul, iar pe scară cobora. Mii de îngeri în lumină, înspre Iacovi venea. Dumnezeu cu bunătate lui Israel i-a vorbit: nu te teme, sunt cu tine, Domnul i-a făgăduit. Ție îți voi da pământul, ție și la tăi copii, Canaanul plin cu roade și cu multe bogății. De deasupra era Domnul, iar pe scară cobora. Mii de îngeri în lumină, înspre Iacovi venea. Vei zidi o casă și o vei numi Betel, unde vor aduce jertfe neamul vostru Israel. Și s-a împlinit cuvântul care Domnul l-a rostit, când făcuse legământul cu acel băiat smerit. De deasupra era Domnul, iar pe scară visul se împlinește, scara rezemată sus. Ea cu Tatăl ne unește prin jertfirea lui Iisus. Și de atunci pe ea coboară mii de îngeri pe pământ. Prin Iisus slăvita scară, noi urcăm la Tatăl Sfânt. De deasupra era Domnul, iar pe scară